Medicii veterinari maramureșeni au trecut la măsuri mai dure după ce luni de zile, la fel ca și colegii lor din țară, au așteptat să le fie acordate unele drepturi de ordin financiar. Astăzi, o parte au pichetat sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor Maramureș. Solicitarea noastră a fost să respecte legea 236 și OG-ul 117, prin care trebuia să primim o sumă de lei pentru mentenanța cabinetelor, pe care n-am primit-o de luni de zile. Printre nemulțumiri am mai fost, poate că ați văzut materialul meu, au fost inspecții în exploatații care se fac acele vizite unde se constată starea clinică animalelor, bunăstarea lor, practic partea de identificare a lor, trasabilitatea animalelor și în aceste inspecții, conform ordinului dat de autoritate, s-au introdus niște elemente în plus care nu erau contractate, inclusiv să punem noi GPS-uri la exploatație, să localizăm exploatația prin GPS. Au mărit tarifele, nu putem negocia cu domniile lor, cu conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare, vin cu tot felul de ordine foarte ciudate, care se abat și de la regulamentele europene. Pichetarea a durat 2 ore, la acțiune participând doar o parte din medicii veterinari, și astea din cauza măsurilor care trebuie respectate din cauza pandemiei de coronavirus. A avut însă succes. Am primit un mesaj din partea directorului Direcției Sanitare Veterinare, domnul dr. Danuț Crișan, prin care mi-a transmis verbal că au sosit banii în trezorerie și de mâine se vor face plățiri. Cred în cuvântul directorului, pentru că nu avea cum să mă mintă sau să spună un adevăr, 100% au intrat banii. Rămâne de văzut dacă mâine medicii veterinari chiar vor avea banii ceruți sau dacă își vor continua acțiunile de natură sindicală.